Foierul Teatrului din Ruse va fi gazda unei expoziții de hărți ale bazinului Dunării de-a lungul vremii, în care apar atât Giurgiu și Ruse în Evul Mediu, dar și în epoca modernă. Expoziția face parte din seria de manifestări prilejuite de sărbătorirea Zilei Naționale a Bulgariei, iar Muzeul Județean Teohari Antonescu este partener în acest proiect cu Muzeul Național al Hărților din București. Am intermediat cu sprijinul unui partener de care ne bucurăm în momentul de față. Este vorba de Muzeul Național al Hărților din Capitală, realizarea unei expoziții de cartografie istorică în care să prezentăm bazinul Dunării de-a lungul secolelor în hărți din epoca medievală și modernă, deci practic hărți pe care apar atât orașul Ruse, Rușciuc în vremea dominației otomane, cât și orașul Giurgiu. Expoziția din țara vecină este organizată sub patronajul prefectului Ruse și va găzdui în holul teatrului din localitate peste 40 de hărți rare care vorbesc despre istoria comună a României și Bulgariei din secolul XV până în secolul XIX.